O primă estimare oficială publicată miercuri la Londra arată că economia britanică s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru după o scădere de 0,3% în ultimele 3 luni din 2011. Tehnic, Regatul Unit este deci în recesiune, pentru a doua oară de la izbucnirea crizei financiare în 2008. Din prima a ieșit la finalul lui 2009 după 5 trimestre de recul. Vestea îi surprinde pe analiști care pariau pe un avans ușor de 0,1%. Guvernul Cameron își vede astfel țara în pluton cu Spania și Italia, care au intrat și ele în recesiune. Laburiștii nu vor rata ocazia să-și intensifice tirurile contra conservatorilor pe care îi acuză că au ucis creșterea economică prin politica lor draconică de austeritate, vizând reducerea deficitelor. La ora 9, după publicarea cifrelor oficiale, bursa din Londra rămăsese pe creștere. Lira, în schimb, a pornit în picaj față de euro și dolar.